Referitor la informațiile recent apărute în spațiul public în legătură cu modul de acțiune a unei patrule de jandarmerie din cadrul postului de jandarmă Tamroșteni, compartimentul informații și relații publice din cadrul inspectoratului de jandarmă județean Suceava este abilitat să facă următoarele precizări. Sâmbătă 6 iulie, în jurul orei 21:50, un echipaj de jandarmi din cadrul postului de jandarmă Tamroșteni, aflat în misiune de patrulare la marginea satului Holda, la limita dintre zona locuită și zona împădurită, a fost atacat de un urs. Misiunea jandarmilor viza menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea și combaterea faptelor antisociale, inclusiv a contravențiilor și a infracțiunilor la regimul silnic. Jandarmii tocmai opriseră autoturismul de serviciu și urmau să continue patrularea pedestru, când animalul sălbatic a ieșit din pădure. Unul dintre jandarmi, în vârstă de 38 de ani, a fost mușcat în zona umărului drept și a suferit leziuni provocate de ghearele animalului în zona umărului, piciorului drept, precum și în zona abdomenului. Atacul s-a produs rapid, fără ca jandarmul atacat sau colegul de patrulă să aibă timpul necesar să utilizeze alte mijloace de apărare sau îndepărtare a animalului, prin măsuri preventive, viața jandarmului fiind pusă în pericol. Celălalt jandarm, în vârstă de 37 de ani, a acționat pentru salvarea colegului său și a făcut uz de armă împotriva ursului, trăgând cu pistolul din dotare. Având în vedere situația înregistrată, precum și faptul că jandarmul rănit avea mai multe leziuni și sângera abundent, colegul acestui a luat decizia transportării către unitatea medico-socială din orașul Proșteni cu autovehicul din dotarea postului Montan, solicitând totodată sprijin medical prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În momentul începerii deplasării, animalul a rămas la locul incidentului. În Proșteni, jandarmii s-au întâlnit cu un lucrător din cadrul Poliției orașului Proșteni, căruia i-au comunicat situația înregistrată. După ce jandarmul rănit a fost urcat în ambulanță, în vederea transportării către Spitalul Județean de Urgență Suceava, conform deciziei luate de personalul medical, colegul acestuia și un ofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, ajuns de timp în Proșteni, s-au deplasat la locul producerii incidentului, însă ursul nu se mai afla acolo. Această situație a fost în jurul orei 23:15. Jandarmul rănit a fost operat în scurt timp și după ce a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Suceava și a beneficiat de investigații și tratament de specialitate, în prezent fiind internat la această unitate spitalicească. Menționăm că în cadrul declarațiilor de presă, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava nu au oferit informații privind activitatea desfășurată de instituțiile competente să facă cercetări în acest caz, tale animalului sălbatic sau cauzele dispariției acestuia, iar informațiile și concluziile, inclusiv sugerarea faptului că jandarmii sunt responsabili pentru dispariția animalului, prezentate de unul din mijloacele online de informare la nivel local, private ulterior și de alte publicații, sunt neconforme cu realitatea. Seara zile de sâmbătă, în jurul orei 22, a fost anunțat inginerul responsabil cu vânătoarea din cadrul Ocolului Sfântul Crucea că s-a produs un eveniment cu rănirea unui jandarm și împușcarea unui exemplar de urs. S-a deplasat la fața locului, a văzut animalul căzut jos, între timp a venit și a luat legătura cu mine să ne organizeze, să putem transporta, după cercetările care vor fi făcute, să transportăm animalul la centrul de refrigerare la Sadova. Da. Când ne-am întors înapoi să vedem exemplarul, deja exemplarul a dispărut de acolo. Cam după cât timp? Păi a durat, neavând semnal GSM la locul respectiv, a trebuit să deplaseze vreo un kilometru. După aia eu nu aveam telefonul la mine, m-a căutat personal, că eram un eveniment. Deci a durat poate o oră, să zic așa, cam până, da. până ce am revenit la cadavru. Și cadavru. Nu mai era acolo? Ursul nu mai era. Din păcate, era doar niște pete de sânge jos și exemplarul dispărut de jos. Faceți acum căutări, nu? Facem căutări împreună cu organele de poliție, cu organele de jandarmerie, de la jandarmerie, cu organele silvice. L-am căutat și ieri în împrejurimele locului unde s-au produs evenimentul. Nu a fost de găsit, încă îl mai căutăm. Există două variante. Da. Ori și-a revenit, a fost doar mai mult feriat și a plecat, ori a dispărut, efectiv. Este o zonă cu multe exemplare de urs. Chiar săptămânile trecute a fost un cetățean a reclamat că un urs i-a spart o magazie. S-a făcut o comisie, s-a mers la fața locului, s-au făcut constatările de rigoare. Deci este o problemă acolo în zonă? Da, este o problemă, fiind foarte mult conforester, foarte multe pădure. Este mediul unde urșii trăiesc.
trăiesc și la atare se dezvoltă. Sâmbătă spre duminică a fost adus în cazul spitalului județean Suceava un pacient cu multiple răni mușcate, afirmativ de către un urs, la nivelul membrelor inferioare și superioare bilateral. În cursul nopții de sâmbătă spre duminică s-a intervenit chirurgical, s-a practicat toaleta mecanică și chimică a plăcilor, sutura acestora. Pacientul a rămas internat în cadrul secției de reanimare prin ortopedie. Momentan pacientul este cooperant, conștient, cu o stare generală bună, evoluție favorabilă a plăcii.